Totul a început de la prima carte. Ore întregi mă ascundeam printre pagini. Am uitat de familie, am uitat de realitate. Nu mai puteam să respir. Zi de zi citeam tot mai mult și mai mult și mai mereu eram cu gândul la personaje. Trăiam viața personajelor, eram dependentă de ele. Nu dormeam doar pentru a mai citi încă o pagină. Salut! Sunt Mihaela și bine ai venit pe pagina Lady and Books. Astăzi vreau să facem o tură prin biblioteca mea. Mare bibliotecă ai. Tu taci. Pe mine nu ai de gând să mă prezinți? Nu. Am să te scot de minț. Salut! Sunt Mihaela și bine ai venit pe pagina Lady and Books și vocea care mă urmărește peste tot și mă știe mai bine ca oricine. Astăzi vreau să facem o tură prin biblioteca mea. De fapt, nu de mult timp am început să-mi formez propria bibliotecă, din această cauză am foarte puține cărți și le-am repartizat în două categorii, literatură artistică și dezvoltare personală. Pe primul raft m-am stărit să pun cărțile de literatură artistică pentru că sunt preferatele mele și îmi place foarte mult să le citesc. De fapt, toate cărțile pe care le-am citit până acum mi-au plăcut foarte mult, în afară de Alchimistul de Paulo Coelho. Era, când o citeam, era la mine un fel de foarte plictisitoare, fără niciun înțeles. Vreau să spun deodată că asta este doar părerea mea personală, pentru că înțeleg că vouă poate să vă placă și că părerea mea este una foarte nepopulară, însă pentru mine fără niciun sens, fără niciun înțeles și un sfârșit care nu este, pur și simplu nu există. Deci, să revenim la celelalte cărți. Am foarte mult fantasy și deodată vă răspund la întrebarea de ce citesc în limba rusă. În primul rând, cărțile sunt mai ieftine. În a doilea rând, cel puțin la Librarius, de unde procuram până acum, stocul de limba rusă este mai divers ca cel român. Și în al treilea, nu cunosc limba engleză. De fapt, am o carte în limba engleză, denumirea ei nu o să o citesc acum, dar în română este... Google știe tot, deci în română se numește Un șir infinit de testoase de John Green. Sper că denumirea la autor am spus-o corect. Și mai este și al patrulea punct, că până acum urmăream doar booktuberi ruși și de aia cumva mi se păreau cărțile în limba rusă mai interesante. Dar nu de mult am întâmplător au apărut în calea mea și booktuberii români care prin contentul lor m-au convins că și cărțile în limba română sunt foarte interesante. Așa că, nu de mult au apărut în biblioteca mea Minciuni pe canapea de Irvin Yalom, mi-a mai luat Scandalul de Frederick Bachman, care știu că este o carte foarte populară, așa că sper că o să-mi placă și mie. Și de foarte mult timp mai am și cartea Hoțul de cărți de Marcus Zusak. Cartea asta, de fapt, cumva întâmplător a ajuns la mine, însă istoria noastră romantică, cum ne-am întâlnit și cum a apărut în biblioteca mea, o să vă povestesc după ce o să o citesc. Dacă e să luăm dezvoltare personală, atunci este totul invers. Majoritatea cărților sunt în limba română, pentru că cu gama dată a luat naștere biblioteca mea și la momentul acela nu prea cunoșteam limba rusă și m-am gândit că de aici trebuie să învăț ceva, iar dacă mă voi folosi mereu de translate, asta deja nu va fi o lectură, nu va fi o educație oarecare, dar va fi un mare, mare chin pentru mine. Am două comicuri, la fel în limba rusă, pe care planific să le citesc în timpul apropiat și două cărți pe care le-am luat doar pentru aspectul lor.
Prima carte este Jurnalul 3 din filmul animat Gravity Falls și Zov Cthulhu, în engleză The Call of Cthulhu, sper că am pronunțat corect, dacă ceva vă las aici alături imaginea cărții în limba engleză ca să vă dați seama despre ce merge vorba. Voi scrieți în comentarii care este autorul vostru preferat, pentru că chiar îmi este interesant. Asta este tot. În 2022 preconizez să măresc biblioteca și poate să învăț și limba engleză, pentru că foarte mult aș dori să citesc cărțile în original, în limba engleză. Eu vă mulțumesc foarte mult că voi ați vizionat acest video până la urmă și mă voi stărui pe viitor ca în fiecare săptămână să postez ceva nou și interesant pentru voi. Pe curând!